Atunci vă întreb cum a votat partidul din care faceți parte. N-am de unde să știu, fiind un vot secret, n-am de unde să știu exact ce a votat fiecare. Ați văzut, au fost și pro, au fost și contra. E greu să ghicesc cine și cum a votat fiecare. Dacă poate chiar din cadrul de rezultatul votului. Eu să fiu mulțumit, eu pot lucra cu absolut oricine. Nu trebuie, votul nu trebuia să mă mulțumească pe mine. Acest vot e voința exprimată a colegilor domnului Picu, nu a primarului. Ce domnul? Colegii, nu, eu fac în principiu cam ceea ce comandă domnii consilieri locali. Cam asta este ierarhic gradul de subordonare. Dumnealor sunt șefii mei, prin urmare, dumnealor decid ce să face pentru Galați, o duc la îndeplinire. Dar dacă ați fost să votați, cum ați fi votat atunci? Cum mi-ar fi dictat conștiința? În sala consiliului.